Oraș. Aici a venit cu maxim un litru de sânge, cu tensiune zero, nedetectabilă tensiune. Practic, semi-decedată. O oră, femeia a pierdut sânge și șanse la viață, susține soțul ei. La spitalul județean a fost ținută 4 ore în sala de operație. A intrat de 3 ori în stop cardiorespirator, a primit 15 unități de sânge, dar a fost prea târziu. Doctorul care a efectuat operația mi-a povestit că placenta a fost lipită de cicatricea veche, de cicatricea uterului veche de la prima naștere făcută prin cezarian. Iar în momentul în care a fost extrasă, uterul s-a rupt și a provocat hemoragia. Există această posibilitate. De fiecare dată când sunt probleme, pacientele de la un spital privat ajung la spitalul clinic, la un spital județean. Rudele cred că mama putea fi salvată dacă spitalul privat ar fi avut resurse și echipe medicale similare unui spital de urgență. Soțul a făcut plângere la Colegiul Medicilor. Așteaptă necropsia și apoi se va duce și la poliție. Este foarte tânără. Este foarte tânără. Din păcate este foarte tânără. Într-un comunicat, medicii spitalului privat din Constanța susțin că pacienta a avut o anomalie placentară rară, care nu putea fi depistată anterior nașterii. Avem și trebuie să acceptăm că există metode permisive, imagistice, alături de ecografie, care prima, care ne semnalează că nu avem un strat separator între placentă și peretele uterin. În Constanța, ca în multe orașe din țară, femeile aleg clinici private pentru condiții mai bune. Își asumă însă riscuri în cazul complicațiilor, o situație la care și statul contribuie prin nepăsare. Suntem singurul oraș universitar al țării care nu are maternitate. Ioan, fiul Teodorei, este internat în continuare la spitalul privat unde a fost adus pe lume. Acolo vor urma cel mai probabil anchete.